O arhivă în aer liber, prin intermediul căreia am putea citi istoria satelor și orașelor lăsate să degradeze văzând cu ochii. În timp ce majoritatea cimitirelor din țară au fost vizitate astăzi de oameni, în altele a domnit liniștea. O mulțime de cimitire moldovenești, unele înscrise în patrimoniu cultural național, care sunt adevărate muzee în aer liber, sunt într-o stare gravă de degradare. În paragină sunt în special cimitirele evreiești, care au devenit locul prielnic de vizite al boschetarilor și al vandalilor. Cum s-a ajuns la această situație jalnică de degradare și ce soluții există? Colegii mei, Gabriela Suleac și Tudor Popescu, au încercat să afle răspunsurile la aceste întrebări în cadrul unui reportaj special pentru retrospectiva săptămânii. Gabriela este acum alături de mine. Bună seara, Gabriela! Bună seara, Corina! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Gabriela, știu că în această săptămână ai vizitat mai multe cimitire din țară și ai avut ocazia să analizezi starea acestora. Iată, dacă am face o paralelă între cimitirele care au fost astăzi pline de oameni și cele pe care le-ai vizitat tu, la ce concluzie ai ajuns? În ce stare le-ai găsit? Corina, într-adevăr, în această săptămână am vizitat mai multe cimitire, două dintre care au fost cel evreiesc din raionul Călăraș și cel evreiesc din municipiul Chișinău, unul dintre cele mai mari, cele mai vechi din Republica Moldova. Dacă vorbim despre cimitirul din Călăraș, starea lui a început să se agraveze, să degradeze cimitirul începând cu anii 90, atunci când evreii au migrat în masă. Apoi, nu știu, locuitorii din zonă, profitând de ocazie, au folosit pietre funerare pentru pavarea gospodăriilor, au rupt bucăți din gardul de metal ca să-l ducă la fier uzat. Ca astăzi să vedem niște imagini rupte din filmele horror. Niște imagini dezolante. Gabriela, dar ce soluții oferă autoritățile locale, dar mai ales cele centrale, pentru a ameliora starea acestor cimitire? Care, pentru că vom vedea în reportajul pe care, în scurt timp, pe care l-a realizat, că aceste cimitire sunt adevărate pagini de istorie. E adevărat, fiecare piatră funerară ascunde un secret. Putem citi de acolo despre ceea ce a fost omul, cu ce s-a ocupat omul în viață, din ce familie provine și dacă a avut urmași chiar după arhitectura pietrei funerare. Dacă vorbim în special de cimitirul evreiesc din raionul Călăraș, autoritățile încearcă să-l includă într-un traseu turistic și acum sunt în căutare de resurse financiare pentru a-l reabilita, pentru a-l construi gardul, pentru a instala, nu știu, niște chestii de protecție ca să nu permită mai departe degradarea lui. Dacă vorbim despre cimitirul evreiesc din municipiul Chișinău, după vandalizările din această toamnă, au fost instalate mai multe camere de supraveghere pentru a monitoriza cumva situația. Iar dacă vorbim despre cimitirile ortodoxe, una dintre cauze care duce la degradarea lor continuă este suprapopularea cimitirilor, iar autoritățile locale încearcă să ofere spațiu suplimentar, un alt spațiu pentru a permite păstrarea celor cruci vechi și pietre funerare care la fel ascund istoria, ascund ceea ce ar trezi curiozitate. Vorbim despre suprapopulare și se știe faptul că cel mai mare cimitir din țară, dar și din Europa, este considerat Sfântul Lazar, așa că cred că aici s-ar putea găsi o soluție. Da. Gabriela, eu îți mulțumesc mult pentru aceste informații și te mai așteptăm cu mare drag aici, da, în studio. Mulțumesc, Corina! În continuare, doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim reportajul realizat de colegii mei. Plin de buruieni, cimitirul evreiesc din Călăraș pare un loc sălbatic. Doar pietrele funerare pe jumătate încovoiate mai amintesc de cei care au trăit cândva pe aceste meleaguri. Cimitirul evreiesc din Călăraș este amplasat la periferia orașului și are o suprafață de 6 hectare. Pe fiecare piatră funerară sunt gravate diferite simboluri care ne vorbesc despre neamul din care face parte persoana decedată. Pe această piatră, de exemplu, sunt gravate două mâini, simbolul leviților, a persoanelor care au slujit în sinagogi sau templu.
De 30 de ani, Iulia Țugulski face ordine regulat la peste 50 de morminte din cimitirul evreiesc din Călăraș și cunoaște din scoarță în scoarță istoria fiecărui mormânt. Din 1990, cum au început să plece evreii, m-au rugat multe persoane ca să am grijă de rudele, bătrânii care cunoscuți. Și în timp de 30 de ani, eu mă uit după cimitirul evreiesc. Când e ziua de naștere, când e la 9 mai, vin și aprind candela, pun flori, facem ordine, ca de obicei, ca la cimitirile eslante. Reabilitarea cimitirului a început chiar în acest an, iar în prezent se lucrează la renovarea gardului și la instalarea unei porți. Inițiatoarea proiectului, muzeograful Mariana Iurcu, este convinsă că locul va atrage mulți vizitatori. Domnul care cu fierul forjat lucrează la secțiile de gard și la portiță, pentru ca să putem avansa înăuntru, în centrul cimitirului, pentru că noi suntem cumva la hotarul ei, dar cimitirul real este în partea aceea. Și asta o să ne dea și nouă ocazie să putem să-l cercetăm, să citim acele lespezi. Costul total al proiectului este de 50.000 de lei, bani pe care autoritățile locale speră să-i obțină de la comunitatea evreiască din diasporă. Sperăm să facem apel și la comunitățile internaționale evreiești, prin care să-i atragem, să le aducem la cunoștință bunurile care le avem acest cimitir și sper să aibă un interes de comun acord cu primăria orașului Călăraș să dezvoltăm acest cimitir, să-l renovăm, să-l aducem la condițiile bine de vizitat. Oamenii din regiune speră că odată ce cimitirul va fi introdus în circuitul turistic, va spori și interesul pentru cultura și tradițiile evreilor. Personal n-am fost, dar ar fi foarte interesant să apară încă o locație turistică la noi în Călăraș. La școală, sincer să fiu, nu vorbim despre cimitir, la lecții de istorie, la nimic. Am auzit că vor să-l renoveze, mi-ar fi interesant să-l vizitez, nu prea trec deseori pe acolo. Trebuie. Călărașul are foarte multe locuri pitorești care trebuie promovați. Printre este și cimitirul evreiesc. Cred că, în primul rând, trebuie să se cunoască despre acest cimitir. El nu prea este promovat la noi. Adică el se știe aici, local, că există, dar ar trebui autoritățile să meargă pe această cale ca să fie cunoscut și, odată cu cunoașterea sa, o să fie și, poate, fonduri pentru a-l renova, pentru a-l face cât mai atractiv pentru public. De ce trebuie să stăie cimitirul în paragină, dar să nu fie frumos amenajat, ca lumea să poată să-l viziteze, să-și viziteze rudele. O priveliște asemănătoare, unde buruienile sunt mai mari decât pietrele funerare, descoperim și în cimitirul evreiesc din Chișinău, unul dintre cele mai vechi. Aici se află monumentul consacrat victimelor căzute în pogromul din Chișinău, lângă care se află și mormântul rabinului Leib Yuhda Cirilson, principalul rabin al Basarabiei pe parcursul a mai multor zeci de ani. A fost un om politic, o valoroasă persoană pentru comunitatea evreiască și a devenit rabin la vârsta de doar 19 ani. În această perioadă a început să scrie pentru diferite periodice. Articolele sale se refereau în principal la problemele evreiești, în mare parte de natură politică. Tot aici este situată o sinagogă singură în Moldova. Această sinagogă a fost utilizată mai mult de jumătate de secol pentru ritualuri de înmormântare a evreilor. În ușa acesteia se mai văd urmele gloanțelor, dar și a unui obuz. Totuși nu se știe cu exactitate dacă sunt urmele unei execuții. Вот это миква. Это бассейн, ванна для ритуального омовения тела. Acesta este un mini bazin sau o cadă pentru ritualul de spălare a decedatului. Aici el era poziționat pentru a fi spălat, iar undeva la jumătate de metru era montată o masă pe care trupul era mutat pentru a fi îmbrăcat sau înfășat într-o pelincă albă. La balcon se ridica rabinul care deasupra răpăsatului recita o rugăciune specială, iar de aici era transportat spre locul de înmormântare. Cei mai revoltați însă de această situație sunt oamenii care trăiesc în apropiere. Eu cunosc mulți evrei care au migrat, mai păstrez cu unii relația și am grijă de mai multe morminte. Chiar săptămâna trecută am dat peste o gașcă de copii de aproximativ 13 ani, care se distrau sărind gardul cimitirului.
Potrivit directorului Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor Ion Ștefăniță, nu doar cimitirile evreiești se află într-o stare deplorabilă. Avem cimitire cu statut de protecție, care și ele au probleme, care trebuie să fie reabilitate, mormintele restaurate, respectiv valorificate. Aici, în Chișinău, da, de la cel mai vechi cimitir din strada Milano, deci cimitirul evreiesc, sau cel din strada armenească, de aici unde ne aflăm, sunt parțial îngrijite, deci pe linia rudelor, da, care au grijă, dar avem probleme, de exemplu, cimitirul de la Orhei, partea veche, este cu problemă, avem careva mici probleme la cimitirul catolic. Un alt monument istoric aflat în stare deplorabilă este cimitirul eroilor situat pe bulevardul Decebal din capitală. În prezent, doar crucea din deal amintește de existența locului de veci. Pe acest teritoriu își duc somnul de veci mii de ostași care și-au pierdut viața în cele două războaie mondiale. Deși la intrare a fost instalat un banner cu mesajul "Păstrați curățenia", cimitirul seamănă mai mult a gunoiște decât a monument istoric. Până în prezent, din vechiul cimitir s-au păstrat doar fundamentul capelei și scările monumentale aflate într-o stare avansată de degradare. Nu se păstrează, nu se face nimic absolut. Și nu numai cimitirul ăsta, dar ele în genere toate. 50 de ani trăiesc aici și n-am văzut niciun om să vie să face aici ceva, că aici a fost cimitirul. Potrivit protoiereului Manole Brihuneț, care de-a lungul a 20 de ani a cercetat cimitirile ortodoxe de pe teritoriul țării, iar apoi a publicat o carte, una dintre cauzele care a dus la degradarea cimitirelor a fost suprapopularea acestora. E un fenomen de prin anii 60, cred că au început să cimitirele noastre deja să fie destul de solicitate. Și în cazul acesta n-au mai rămas terenuri libere, iar terenuri noi încă nu s-au repartizat în multe localități. Distrugem ceea ce este vechi, ceea ce este valoare artistică și urmele noastre se pierd în neant. Adică mâine poi mâine o să ne trezim că nu mai avem monumente care să ne arate că suntem aici de veacuri. Ludmila Boțan, directoarea întreprinderii municipale Combinatul Servicii Funerare, spune că cimitirile ar trebui să fie conservate și întreținute adecvat, nu doar pe parcursul sărbătorilor pascale. Noi nici nu avem dreptul să intervenim la acele morminte unde sunt instalate pietrele funerare sau orice atribute care sunt instalate, sunt proprietate proprie a cetățenilor, de aceea noi nu intervenim pe morminte. Fiecare om vine să-și facă ordine, respectiv tot anul de jur împrejur sunt deschise porțile pentru oricine dorește. În fiecare localitate din Republica Moldova există cel puțin câte un cimitir. Doar în municipiul Chișinău sunt înregistrate 11, suprafața cărora depășește 137 de hectare.